Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Începutul celei de-a doua săptămâni a lunii aprilie este marcată de o eclipsă de soare, care are loc în timpul lunii noi în semnul berbecului. Deși de obicei această perioadă este asociată cu energie și activitate, în această situație, cheia pentru o zi de succes este surprinzător de inversată. Lipsa de activitate și inițiativă. Recomandarea pentru această zi este să-ți petreci timpul în mod pasiv, să te lași dusă de val și să eviți să începi proiecte noi sau să te impui în acțiuni importante. Pentru berbeci, această perioadă poate fi deosebită de periculoasă, deoarece problemele nerezolvate din planul karmic pot să iasă la suprafață, aducând cu ele momente neplăcute. Este de evitat conducerea vehiculelor, practicarea sportului intens, organizarea întâlnirilor de afaceri sau vizitarea locurilor aglomerate. Mai degrabă, este recomandat să-ți acorzi timp pentru planificarea vieții, a afacerilor sau a relației tale. Lei vor resimți de asemenea această influență, cu un accent special pe părinți, care ar putea fi solicitat să rezolve probleme semnificative legate de copilor este posibil să apară conflicte serioase între părinți și tineri. Săgetătorii ar trebui să fie atenți în gestionarea aspectelor financiare și de afaceri, evitând riscurile inutile. Pentru Taur, Fecioară și Capricorn, accentul se pune pe responsabilitățile și treburile de familie, în timp ce gemenii, balanța și vărsătorul sunt îndemnați să acorde o atenție sporită stărilor de sănătate și bunăstare reprezentanții elementului apă, raci, scorpion și pești, ar trebui să caute să se izoleze cât mai mult posibil de interacțiunile sociale și de comunicare cu ceilalți, pentru a evita situațiile tensionate sau conflictele. Este momentul potrivit pentru autoreflecție și concentrarea asupra nevoilor și dorințelor personale. În mijlocul săptămânii, Conjuncția lui Marte și Saturn promite să aducă provocări în special pentru oamenii de afaceri, care ar putea resimți emoții intense, precum furia, agresivitatea și depresia. Această combinație astrală indică posibile erori semnificative în planificarea afacerilor, gestionarea finanțelor și comunicarea cu autoritățile guvernamentale. Angajații, în special cei născuți sub semnele Berbec, Scorpion și Capricorn s-ar putea confrunta cu conflicte în relația cu managementul, iar vărsătorul ar putea avea de-a face cu o criză profesională și sentimentul de epuizare. De asemenea, această conjuncție poate exacerba bolile cronice, crescând riscul de complicații pentru taur, fecioară și Capricorn. Gemenii și balanța ar putea întâlni dificultăți în cadrul familiei și pot observa accentuarea contradicțiilor în relațiile lor. Peștii, la rândul lor, ar putea fi susceptibili la pierderi financiare din cauza deciziilor luate în grabă și fără suficientă analiză. Cu toate acestea, spre sfârșitul săptămânii, conjuncția de tranzit a Soarelui și Mercur aduce un echilibru relativ în energiile intense ale primei părți a săptămânii. Chiar dacă Mercur este retrograd, această perioadă promite activitate intelectuală și găsirea unor soluții optime pentru problemele întâmpinate. Cei implicați în domenii precum știința pot avea oportunitatea de a-și exprima ideile și de a face descoperiri inovatoare. Oamenii care lucrează cu mâinile lor, cum ar fi bijutierii, artiștii și inginerii, vor experimenta și ei o perioadă pozitivă în care obstacolele anterioare încep să se rezolve. Racii și capricornii au șansa de a-și reface relațiile cu cei cu care au fost în conflict, în timp ce berbecii, lei și săgetătorii găsesc inspirație pentru noi proiecte și inițiative. Pentru gemeni, balanță și vărsător, această perioadă ar putea fi o oportunitate de a se implica în roluri de mentori sau profesori. Scorpionii vor fi ocupați cu descifrarea misterelor și secretelor din jurul lor, iar aproape toți reprezentanții zodiacului vor avea oportunități de a și îmbunătăți starea de sănătate, în special în ceea ce privește sistemul respirator sau circulator. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!